Până la data de 13 august, pe teritoriul României au fost confirmate 66.631 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19. 31.547 de pacienți au fost declarați vindecați și 7.253 asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. Cele mai multe cazuri se regăsesc în București, 7.951, urmat de Suceava, Argeș, Brașov, Prahova, Galați, Dâmbovița, Vrancea, Bacău, Iași, Timiș, Buzău, Namț și Ilfov. Județele care au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimile 24 de ore sunt București cu 172 de cazuri, urmat de Prahova cu 88, Timiș și Argeș cu 80, Ilfov cu 70 de cazuri, Bihor cu 66 și Dolj cu 65 de cazuri. Până astăzi, 2860 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 12-13 august, până la ora 10, au fost înregistrate 53 de decese, 32 de bărbați și 21 de femei ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, un deces la categoria de vârstă 40-49 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 50, -50 59 de ani, 13 decese la categoria de vârstă 60-69 de ani, 24 de decese la categoria de vârstă 70-79 de ani și 11 decese la categoria de peste 80 de ani. 49 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 4 pacienți care au decedat nu au prezentat comorbidități. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 1454 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma a retestării pacienților care erau deja pozitivi, 571 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7437, dintre acestea 478 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.450.269 de teste. Dintre acestea, 22.649 au fost efectuate în ultimile 24 de ore, 13.999 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 8.650 la cerere. Pe teritoriul României, 7.935 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.421 de persoane se află în izolare instituționalizată. În ultimile 24 de ore au fost înregistrate 1.003 apeluri la numărul unic de urgență 112 și 564 la linia Tel Verde 0808358. Ca urmare a încălcării prevederilor legii 55 din 15 mai 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în ultimele 24 de ore 145 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 250.000 lei. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 5630 de români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19. De la începutul epidemiei și până în acest moment, 123 de români aflați în străinătate au decedat. Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 189 au fost declarați vindecați. Până la data de 12 august 2020 au fost raportate 1.853.444 de cazuri în Uniunea Europeană și în Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția și Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Regatul Unit, Spania, Italia, Franța și Germania.